sunt cantitățile de produse retrase la cererea societăților comerciale. Există o procedură prin care, dacă anumite produse sunt considerate improprii consumului, au stat în soare, a depășit termenul de valabilitate, consideră agentul economic că nu mai pot fi comercializate. Există un plan național de cadru de control prin care sunt stabilite un anumit număr de controle la anumite tipuri de unități. Suplimentar, se efectuează controle în baza notelor de servici, note de servici trimise de către ANSVSA.